Bine v-am regăsit la Digi Sport Special. S-a terminat etapa 28-a, mai sunt doar două etape din sezonul regulat și după aceea avem parte de play-off, luptă pentru titlu, mă rog, și pentru podium, pentru cupe europene. Apoi separat play-out-ul. Vedem care este situația în vârful clasamentului. 10 puncte se păstrează și după această etapă între FCSB și Rapid. Crește distanța față de CFR, care face în această etapă doar un egal. Universitatea Craiova leagă două victorii și e acolo pe locul 4. Se distanțează față de Farul, care pierde la Universitatea Cluj. Echipa lui Neluțu Sabou prinde loc de play-off după etapa a 28-a. Și are un punct în față. Și merge acasă cu Botoșani. Da, dar asta nu e un atu neapărat, că Botoșani poate să încurce. Cu pretenții de play-off, da, ai putea să, nu? Păi, da, și FCSB are pretenții de titlu, dar a reușit să tremura puțin. Da. Mă rog, am vins pe Botoșani, dar n-a fost atât de clar ca locurile ocupate în clasament. Da, lupta e mare pentru locul 6, să zicem, deși nici locul 5 nu este asigurat. E adevărat că e destul de greu să mai recuperezi 4 puncte, să spunem, cum e Șepșii sau cum e Hermannstadt, să recuperezi în două etape față de Farul, dar matematica încă mai dă, oferă șanse și celor de sub locul 6. Omul meciului, bineînțeles, cel care a rezolvat această partidă, dacă nu e Olaru, este Florinel Coman și 3 puncte pentru FCSB. Ne întoarcem, da, pare că lucrurile nu sunt tocmai pregătite acolo la stadion pentru a începe interviul, dar bineînțeles că dacă ne întoarcem, începe. Povestește-ne cum a fost și un prima repriză și a doua. Da, un meci întors de echipă, un meci pe care l-am tratat superficial în prima repriză, lipsiți de curaj, lipsiți de determinare. Am pierdut mijlocul terenului, n-am reușit să ne creăm ocaziile pe care ni le doream și de care aveam nevoie pentru a marca primii. Ce v-a zis Haralambus? Ce v-au zis antrenorii la pauză? A schimbat tactica a doua repriză și i-a ieșit. Chiar e tare. Două goluri în 9 minute. Pentru tine o seară perfectă. Da, o seară perfectă, să spunem, dar ți-am spus, trebuia să ne facem meciul ușor din primele minute. Asta ne-am propus, dar e bine că pe parcursul meciului am știut cum să gestionăm. Nu am căzut psihic la pauză. Am reușit să ne reculegem și să intrăm. Cum am făcut a doua repriză, foarte, foarte bună. Suporterii îngrijorați de ieșirea ta, spune-mi cum te simți. Nu, sunt bine. Revederea cu Colțescu, cum a fost după Cluj? La început grea și după a devenit mai prietenos. Am înțeles. Cum va fi meciul cu Petrolul? Pentru că se jucați din 3 zile, da. Ritmul e alert. Da, un meci greu. N-am văzut meciul în această seară, dar am înțeles că au făcut o partidă foarte bună. Ne va aștepta un meci foarte greu, cum ne aștepta și astăzi, dar visul nostru este de a deveni campion, de a ridica trofeul, așa că trebuie să călcăm pe cadavre. Seară bună. Da, cuvinte puține în el comanda adânci, așa, cu apăsare, apropo de călcat pe cadavre. Iar Colțescu a devenit pe parcursul partidei prietenos. Mă rog, mi s-a părut că și invers, Florinel Coman, după ce s-a întors rezultatul, a devenit mai prietenos, că altfel era destul de nervos în relația cu Colțescu. Îl ascultăm pe Radunovici. Acest meci a început mai greu de voi, conduci la pauză și apoi ați întors în 10 minute și până la urmă plecați cu 3 puncte de aici de la Voluntari. Da, bună seara! Foarte importante 3 puncte pentru noi. După prima repriză care n-am jucat nimic, am avut câteva ocazii, dar n-am fost noi. Un lucru bun că am arătat caracter la repriză 2 și ca jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut diferența, au făcut meci să întorci. Povestește-ne de intervenția aceea ta la 2-1 pentru voi. Mă bucur că am fost inspirat, că am fost la locul potrivit și că am, că
că am ajutat echipa. Asta e cel mai important, că am câștigat. Intervenția rămâne și 3 puncte foarte mari pentru noi ca să obținem 10 puncte diferență și următor meci care avem acasă să ne pregătim bine și să câștigăm. 10 puncte diferență, tot timpul voi jucați după adversarele voastre, simțiți presiunea mai mare pentru că jucați ultimii? Presiune tot timpul la FCSB, dar avem 10 puncte diferență și nu vrem să se oprim la acest lucru, vreau să dăm totul ca să mărim diferența și ca să facem play-off-ul mai ușor, cât se poate mai ușor. Coman din nou decisiv în această seară. Da, Coman e un jucător foarte important pentru noi, dar și astăzi e victoria lui și victoria echipei, ca fără echipă nu există nici Coman bun. Cum e să jucați din 3 în 3 zile? Urmează un meci foarte dificil cu Petrolul. Fiecare meci e dificil, e important că jucăm acasă. Așteptam să fiu suporterii cât mai mulți și să câștigăm, să obținem 3 puncte. Știm că Rapidul are meci cu Craiova și vrem să câștigăm. Ce v-a zis mister la pauză? A fost și el mai dur, mai tensionat? Nu, a fost un restart. Știam toți că nu suntem la nivelul bun din prima repriză, că n-am fost noi și toți am vorbit, toți am zis hai să dăm un restart, să ieșim la repriza a doua și să câștigăm meciul. Mulțumim. Mulțumesc, Rafael. L-am ascultat pe Radunovic, cel care a avut o intervenție cât un gol. Este, cred că, bucuria fundașilor sau portarilor atunci când reușesc cu o intervenție de senzație și practic valorează cât un gol marcat pentru atacanți sau pentru mijlocași ofensivi. A avut acea intervenție și a salvat echipa de la, cred că, cea mai mare ocazie și printre singurele ocazii ale celor singura ocazie din repriza a doua. Centrarea lui Popescu în fața porții. Așa este. Da, și bună infiltrarea lui Popescu, încă un jucător care iese așa în evidență din rândul celor de la voluntari. L-a ascultat pe Baba Al-Hassan. This is an important victory for us, as you can see. E o victorie importantă pentru noi. Difficult game in the first half. Am avut un meci foarte greu în prima repriză. Dar cel mai important este că am rezolvat meciul în repriza a doua și am luat cele 3 puncte. I'm the days as you saw the game in first half, we weren't that in we didn't get what we supposed to play as we play all the time. So they made some changes. Am jucat așa cum trebuia să jucăm, cum ar trebui să jucăm tot timpul. At the first goal you give the ball to Coman. Yeah. Was an assist and he also tried to score a beautiful goal. Am reușit să-i dau o pasă de gol și el a reușit să înscrie un gol foarte frumos. Me assisting not for him scoring is very important for us to win the game. Nu e important dacă dau eu assist sau dacă dau gol, important e să câștige echipa. Did you feel the pressure before this game and how is the fight? All the time we feel pressure. Întotdeauna simțim o presiune. You don't want to lose one game or to draw a game so the points come more close. Dacă pierdem sau dacă facem un egal, se micșorează diferența de puncte. Have more different points with the team. Așa că încercăm să o mărim diferența, sau cel puțin să o păstrăm. How will it be the next game with Petrolul? You play it every 3 days. The most important now is to go back home safe and make recovery. Cel mai important este să ajungem acasă cu bine și să ne refacem. Thank you. Înaintea meciului cu Petrolul. Da, 14 goluri Florinel Coman, oameni show în această seară. L-a egalat pe Olaru, nu? L-a egalat la numărul de goluri. Darius Olaru și are șansa să-l depășească meciul următor, nu? Cum remarcai și tu, Darius Olaru nu dacă poate, este nu să, poate să joace meciul următor, este în continuare suspendat, așa că Florinel Coman poate să preia conducerea în această cursă. Este încă un argument pentru sezonul și pentru titlul pe care urmează să-l cucerească FCSB, pentru că, sincer, eu nu văd cum ar putea să pierdă acest titlu. Și acest fapt că are doi jucători care marchează atât de mult, iată, ca o medie de un gol, un gol la două etape, ceea ce nu e rău. Să ai doi jucători cu o medie de un gol la două etape înseamnă și pe lângă faptul că sunt și cei mai buni marcatori ai campionatului, sunt și jucătorii care și creează cel mai multe situații periculoase la poarta adversă. Corect. Surprinzător, Danciu, repriza a doua?
Cât de repede a rezolvat FCSB? Păi, destul de repede. Foarte inspirați au fost cu schimbările de la pauză. Pentru că au introdus trei jucători care au schimbat un pic dinamica jocului, și Baba Al-Hassan și Rada Slavescu și Miculescu, și chiar în timpul meșului Mister remarca foarte bine că în anumite momente din joc ai nevoie și de un jucător acolo în față, cu un jucător cu talie care poate să te ajute în anumite momente. De ce spun? Ca la golul 2, da? Da, pentru că chiar dacă el nu deviază mingea, totuși e un jucător care încearcă să sară la cap. Mingea este deviată de Matricardi și ajunge mingea la Coman, care scrie și se scrie istoria acestei partide. Dar clar. Revenim, Danciu, după ce ascultăm și pe Elia Saralambos. Congratulations, I will start directly with the halftime. What did you tell the team? Ce le-a spus jucătorilor la pauză? First of all, congratulations to the players. They made the effort. Felicitări jucătorilor. I told you before the game that we knew that it would be very hard. Că va fi un meci foarte dificil. We didn't get in the game as we should be. În prima repriză n-am intrat în meci așa cum trebuia. We started the game very well. We got back, we received the goal. Nu am început meciul bine, am primit gol. But we spoke with the players at the half time. Am vorbit cu jucătorii la pauză. They did well, they were more aggressive. Să schimbăm câte ceva, ei au făcut foarte bine ce au făcut. Most was the attitude, they went in more aggressive, they believed. Am devenit mult mai agresiv, jucătorii au devenit mai agresivi. Atitudinea s-a schimbat. And your players told us in the flash interviews that in the first half they didn't were at the highest level. You make the three changes in halftime. Important, no? That's decisive. I told you. I told you before the first half. We didn't go with mostly. It was about attitude. You know, we didn't go so aggressive. And this was our biggest problem. And lipsa de agresivitate a fost cea mai mare problemă. We totally changed the boys that came in. Lucrurile s-au schimbat total în repriza a doua. But it was the whole image of the players. We changed some things. Am schimbat câteva lucruri. Made the difference for one more time. We need this kind of players to make the difference. Avem nevoie de astfel de jucători care fac diferența. Am câștigat 3 puncte. What we can do now is to recover because in 2 days we have another hard game. Urmează un alt meci greu. Again, congratulations to the boys. We continue. Thank you for our fans for supporting. Felicitări jucătorilor, mulțumiri suporterilor. And we keep on going step by step. Mergem mai departe. Cu as a number 9 as a striker, how did he do? He did very well, but I repeat that all the changes that went in the game. Miculescu a intrat bine, dar toate schimbările au fost bune. They showed a good effort and I believe that many times the boys that come in like changes the game changes as I say always. Mulți dintre jucătorii, întotdeauna mulți dintre jucătorii care intră de pe bancă schimbă red jocul. Red card for Pintili from Colțescu. What happened there? Okay, it was one discussion. A fost o discuție. I don't know exactly. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Eram pe acolo. That, okay. The referees decide. Pindi, we all know that he is a legend in Romania. He has to be respected. Also, we have to respect the referees. Arbitrii iau astfel de decizii. Pinti știm că este o legendă în România. And lastly, a cerut să fie respectat. I want to share this win with Pandea. That he had his surgery. Vrem să împărțim această victorie cu Pantea. Well, and this win we share it as a team to him. Game against Petrolul now, another game in 3 days. How it will be? Difficult. Very difficult. Va fi foarte dificil cu Petrolul. Like all the games, and when I say before this game that it was difficult. Maybe some people am spus înainte acestui meci că va fi dificil, you know, poate că mulți s-au ridicat sprâncenile, spune o sprânceană, dar ați văzut că așa a fost. Trebuie să fim la nivel maxim pentru a câștiga fiecare meci. Da, nu a fost nevoie chiar de nivelul maxim, pentru că astăzi n-am văzut FCSB la un nivel maxim, nici măcar în repriza a doua. Am văzut un Florinel Coman foarte bun, care a întors meciul. Chestiunea e că Florinel Coman, dacă era mai inspirat în prima parte, bine, odată a fost surprins în... Nu se știe. A fost offside. Și odată la bară. a apărat Fernandez. Fernandez, da. Da. Dacă intra în prima parte, nici măcar nu trebuia să... Și aia când să întoarcă vreun rezultat. La limită acolo, tot Fernandez a deviat.
Aia în bară? La bară. Fiind offside, practic nu mai intră în calcul. Dacă era gol? Da, bun, aveam VAR, da? Și acolo puteam să avem surprize, cine știe. Nouă ni s-a părut că n-a fost, dar poate că a fost. Îl ascultăm și pe Rață. 10 minute, cum a fost din teren? Da, sincer, deja nu e prima dată când parcă arătăm un meci ok. Jucăm destul de bine, încercăm și să pasăm, ne apărăm în primul rând foarte bine. Că cu o echipă ca FCSB, în primul rând, trebuie să stai bine în teren. Și după aia se întâmplă o codere, nici nu pot să-mi explic. Deși ieșim de la pauză și ne tot vorbim unul alții, să fim concentrați și în 6 minute pierdem meciul. E a 10-a partidă consecutivă în campionat fără victorie. Deja lucrurile devin mai mult decât îngrijorătoare. Da, deja au devenit de mult îngrijorătoare, așa că trebuie să ne dea de gândit la toți acum. Sincer, nu mai contează în ce fel jucăm și ce fotbal prestăm. Sincer, pentru mine acum sunt cele mai importante punctele, pentru că nu merităm să retrogradăm nici într-un caz. Spune-mi un pic că ce s-a schimbat la pauză? Au ieșit ei altfel? Ați ieșit voi mai, nu știu, timorați? Cum am zis, nu pot să-mi găsesc o explicație, sincer. Am avut și am stat și noi acum nervoși în vestiar, pentru că jucăm. Prima repriză nu le-am dat practic nicio șansă, n-au avut o ocazie și ieșim repriza a doua. Aveam să stăm 4-5 de minute să măcar să apărăm rezultatul și nu ne reușește. Facem două, nu știu, dacă greșeli deja ne zice antrenorul, dar luăm două goluri așa foarte ușor, zic eu. N-am explicații, cu siguranță o să trebuiască să stăm, să găsim o soluție, pentru că mai departe nu poate să meargă așa. A fost Coman de neoprit în seara asta? Că îi cunoști pe... Nu cred că a fost de neoprit, dar totuși cred că ne-a bătut el azi. Două execuții foarte, foarte bune. Deși prima repriză ne-am concentrat, nu cred că i-am permis foarte multe să facă, însă cu el trebuie să joci 90 de minute. Coman e un jucător de valoare și... Cu el trebuie să ai grijă de el toate 90 de minute, nu doar cât am jucat noi. Urmează pentru voi un meci cu Sepsi? Mai sunt două meciuri din sezonul regulat. Da, sunt două meciuri cruciale pentru noi. Sincer, trebuie să acumulăm puncte, cum am mai zis, nu contează cum. Dar trebuie să facem tot posibilul, să adunăm, nu știu, 6 puncte în astea două meciuri. Trebuie să ne punem obiective majore ca să le obținem și să fim puțin mai siguri când intrăm în play-off. Mulțumesc. Florinel Coman a întors totul și a rezolvat cazul. Îl ascultăm și pe Nicolae Etică. Bună seara, mister. Porțiuni din meci iarăși ca la Craiova bune, în care ați controlat meciul, o repriză, dar ce s-a întâmplat după pauză? Bună seara, da, într-adevăr. Păcat că nu am reușit să scoatem un rezultat pozitiv. Din nou facem un joc bun, eu zic că 70% din meci, dacă nu mai mult, am fost mai buni, am reușit să marcăm, ne-am creat ocazii de a marca, am avut să facem 2-0, nu am făcut. Apoi, a doua repriză ne-au bătut în 5 minute printr-un singur jucător, practic prin Coman, n-am reușit să-l oprim, să blocăm piciorul drept, ceea ce vorbisem și înainte de meci, la pauză, degajare și nu reușim să câștigăm duelul. Din păcate, facem greșeli copilărești, pot să spun, și Nu pot să-mi dau seama de ce facem acest lucru, pentru că sunt jucători cu experiență și mă aștept la mai mult de la ei. Dar este păcat că reușim să jucăm contra unor echipe bune, să fim peste ele și nu reușim să scoatem un rezultat pozitiv. Apoi, 2-1, avem ocazie mare să facem 2-2, nu reușim să o băgăm în poartă și, din păcate, am pierdut și acest joc. Asta spuneau și jucătorii noastre, că, practic, un singur lucru aveau de făcut, să-i blocheze piciorul drept al lui Coman, că de acolo era singurul pericol. Păi da, cei de la FCSB doar asta au făcut, orice minge o prindeau, jucau la Coman, la partea stângă. Toate mingele duse la partea stângă, într-un singur jucător. Am spus să blocăm piciorul drept, să-i facem dublaj și să fim acolo. Și noi n-am făcut acest lucru la două reprize. Totuși sunt 10 partide fără victorie în campionat pentru voluntari adunate. Și deja lucrurile încep să se strângă rău de tot în subsol pentru echipa noastră. Da, este lupta strânsă, dar cum am spus, în momentul când vom intra în play-out, toate echipele care sunt acolo în primele jocuri vor avea emoții pentru
evitarea retrogradării. Vă dă încredere totuși jocul din ultimele două jumătăți de meci de la Craiova și acum FCSB? Jocul ne dă încredere pentru că echipa joacă. Arăta și la meciul cu UTA de acasă unde am pierdut acel joc, nu meritam să pierdem jocul, și la Craiova și astăzi. Adică echipa a jucat, echipa joacă, ne creăm ocazii de a marca. Din păcate, din ocaziile pe care le avem, cele multe pe care le avem, nu reușim să marcăm, că și astăzi am avut în jur de 4 ocazii mari în afară de gol. Același jocul îmi dă încredere. Trebuie defensiv să fim mai atenți, pentru că la Craiova am pierdut un joc din două faze fixe, ceea ce este inexplicabil pentru o echipă cu jucători cu experiență. Practic, la ce trebuie să lucrați mai mult? La mentalul jucătorilor? Să-i scoateți din această vrie? De când am venit aici, am încercat să lucrez la treaba asta. Am tot mers pe încredere, pe curaj, pe atitudine. În fiecare zi le spun aceleași lucruri și în continuare am încredere în ei. În continuare trebuie să avem personalitate când intrăm pe teren. Să nu avem teamă de nimeni, să avem curaj, să jucăm, pentru că s-a dovedit că ne putem lupta cu orice echipă. Pentru că astăzi FCSB-ul ne-a bătut în 5 minute. În 5 minute prin Coman, repriza a doua ne-au bătut. Urmează meci la Sepsi. Iarăși. Toate meciurile sunt grele. Într-adevăr, am avut un program foarte greu. Jucăm la Sepsi, o echipă care luptă pentru play-off. Vom merge acolo să dăm totul și să încercăm să facem surpriza, să venim cu un rezultat pozitiv. Arată FCSB ca o echipă care va lua campionatul sezon? Nu vreau să vorbesc despre ei, că nu mă interesează pe mine cine ia campionatul. Eu trebuie să salvez echipa de la retrogradare. Trebuie să rămânem în prima ligă. E treaba lor acolo în față cine se luptă pentru câștigarea campionatului. Aveți încredere că va rămâne voluntari în prima ligă? Da, am încredere, pentru că de asta am venit aici. Dar important este ca și jucătorii să aibă încredere în ceea ce putem să facem împreună. Că am avut momente în care am arătat că suntem o echipă bună, nu merităm să fim aici în clasament, dar iată că nu ajunge să ai momente de joc bune și să iei puncte. Mulțumim! Okay.